Bărbatul de 36 de ani din municipiul Salău, care a avariat sâmbătă 12 autoturisme în timp ce conducea pe contrasens pe strada Vrameancu din municipiu, a fost lăsat acum în libertate. Potrivit informațiilor primite de la reprezentanții biroului de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, oamenii legii au stabilit că bărbatul de 36 de ani care a produs avarierea celor 12 autoturisme care erau parcate regulamentar avea permisul de conducere reținut. De asemenea, șoferul a refuzat testarea cu aparatul alcool test, dar și recoltarea de probe biologice. În cauză pe numele șoferului a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către persoană al cărei permis de conducere a fost reținut și refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, împotriva acestuia, a fost luată măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Sălaj, însă după expirarea măsurii, instanța a decis cercetarea lui în stare de libertate.